Domnilor, domnilor, suntem în partea a doua emisiunii cu Cărțile pe Față, împreună cu domnii Alin Drobo, instructor de zbor, și Octav Alexan, vicecampion mondial la planorism. Vreau să vorbim despre școala de planorism Băimăreană, care este cunoscută și, bineînțeles, recunoscută, chiar dacă spuneți că mai sunt reticențe în privința celor care vor să experimenteze un asemenea sport. Aeroclubul Baia Mare fiind printre cele mai faimoase din țară, da? Așa este, din datele pe care le dețin eu. Vreau să ne spuneți câți cursanți există astăzi, de ce categorii de vârstă aparțin și ce presupune obținerea acelui brevet sau permis de planorist. Noi facem în fiecare an înscrieri. Anul trecut, acum suntem în proces, în plin proces de înscrieri pentru cei care își doresc să înceapă un sport sau să obțină o licență de pilot planor. Anul trecut, la finele perioadei de înscriere, am avut undeva la 50 de persoane înscrise. Majoritatea au fost tineri până în 23 de ani. Ca să poți să începi să zbori, prima dată trebuie să vii să te înscrii, să vii să întrebi dacă să afli care sunt detaliile legate de zbor. Cursurile sunt gratuite. Cursurile sunt gratuite, începând pentru tineri, pentru între 16 și 23 de ani. Cursurile sunt gratuite, nu se plătesc. Cei care trec de 23 de ani pot să zboare. Invităm și pe cei care trec de 23 de ani să zboare. Doar că atunci, după 23 de ani, o să trebuiască să plătească ore de zbor. Este mult, este puțin. E important de știut că pentru cei care au vârsta între 16 și 23, este această facilitate, da? Da. Să obții acel permis. Locurile, da, pentru a obține o licență de pilot, nu se obține un permis, se obține efectiv o licență de pilot. Aeroclubul Baia Mare pune la dispoziție cursuri pentru a obține licența de pilot pe planor și licența de pilot parașutist. Câte ore se fac? Avem aproximativ de îndeplinit partea teoretică de 80 de ore de teorie pentru planor, 45 de ore de teorie pentru parașutism, după care urmează partea practică, unde la planor piloții fac 15 ore de zbor. Asta înseamnă undeva la 120 de aterizări pe total, iar parașutiștii trebuie să facă 25 de starturi de la salturi de la 1200 de metri din avion, pentru a putea să termine programul și a obține o licență care este recunoscută la nivel european. A fost greu la început, până să deveniți vicecampion mondial? Da, pot să spun, da. Ce anume a fost cel mai greu? Pentru că vreau să știu, încurajați un tânăr sau o tânără să vină să se înscrie la cursurile acestea sau îi tăiați din start speranța? Nu, normal că încurajez, doar că de la te înscrie la un curs ajunge vicecampion mondial, poate că trec 7 ani de experiență de zbor și de muncă, dar îi încurajez pe toți să vină pentru că este o experiență foarte faină, doar să vezi, chiar dacă nu știi, îți place, nu-ți place, vrei, nu vrei. E o facilitate gratis pe care nu o ai în orice țară. Cred că suntem singura țară. Suntem singura țară din Europa care oferim posibilitatea de a zbura gratuit. Și, practic, ei au oportunitatea că le vine cu o sponsorizare statul român și le dă niște bani ca să învețe să zboare. Adică, efectiv, primești licență cu care poți, dacă chiar îți place și vrei, faci performanță de acrobație, de distanță, de ce vrei tu. Atunci, cum să arătezi această oportunitate? A fi vicecampion mondial într-un sport presupune competențe și calități deosebite. Și acei 7 ani, probabil, dacă nu mai mulți, de care vorbeați dumneavoastră. Cu cine ați concurat pentru acest titlu? Cât este de dură această competiție și în ce măsură a contat îndemânarea pilotului sau calitățile aparatului? De concurat am concurat cu aproximativ 40. Au fost 17 țări, 13 țări, 17 țări, da, și 48 de concurenți au trecut. Așa, deci aproximativ 50 de concurenți și 17 țări și au fost concurenții de anul trecut. În principiu cu toți ne matem, la individual, efectiv, concurenții noștri au fost din Polonia, Franța, Ungaria, cei mai puternici să spun așa, și Germania. Și, da, cumva contează foarte mult și abilitățile pilotului, fizice, cât și psihice, dar și aeronave. Adică este foarte important ce aeronavă ai tu și ce aeronavă au ceilalți. Pentru că atunci, când nu avem același tip sau aceleași performanțe, e mult mai greu să avansăm. Și atunci,
Hai să spunem că unul dintre factorii cheie ce ne-a ajutat anul ăsta să ajungem la performanțele care le avem cu echipa României pe locul 1 și eu locul 2 a fost și aeronava, pentru că Aeroclubul România a achiziționat două aeronave noi, planare de performanță efectiv pentru acrobație și atunci a fost un element foarte important trecerea pe această aeronavă și efectiv performanțele de zbor ne-a ajutat mult să dăm frâu abilităților noastre și să putem să ajungem mai sus. Ați avut peripeții, să spunem? Da, nu eu personal, dar colegul meu a avut. Mai sunt peripeții. Se întâmplă... Sau momente întâmplă în care, știu, fiind un sport mai periculos, considerat de unii, să vreți să renunțați sau să fi făcut o perioadă de pauză. Nu, asta nu s-a întâmplat niciodată, de puțin mie nu deci s-a dacă întâmplat. Ai ales acest drum, mergi până la capăt. Da, mergi până la capăt, pentru că noi nu promovăm chestiile periculoase, adică noi încercăm figuri acrobatice, încercăm să depășim limitele, dar tot timpul în limitele siguranței. Adică nu facem nimic ce este unsafe, nu zburăm sub o anumită altitudine minimă, înălțime minimă față de sol, nu facem figuri acrobatice sub pentru că pot deveni periculoase. Atunci, menținând tot timpul niște reguli stricte de siguranță, nu prea ai evenimente așa grave, să spun așa, încât să te determine să te lași, să nu mai vrei să faci pauză. Există sporturi care implică costuri majore și sporturi în care costurile materiale sunt mai reduse. Ce dotări are Aeroclubul Baia Mare raportat la ceea ce există în domeniul la nivel internațional și cât este de costisitoare această pasiune? Și iarăși revin la Aeroclubul din Brașov, unde am văzut unde se recondiționează anumite aeronave. Unde sunt aceste centre? Sau chiar sunt întreținute chiar? Foarte bine. Aeroclubul României are o flotă foarte mare de aeronave pe care le folosim pentru diferitele misiuni pe care noi le desfășurăm. Principala activitate a noastră este instruire. Instruirea se face pe planare de tip IS-28B2, planare de construcție românească făcute la fabrica IAR Brașov. Aceste planare se află inclusiv în dotarea Aeroclubului Baia Mare. Noi avem un număr de 5 planare IS-28B2 pe care se face pregătirea principală sau de început a piloților în viitoarea lor pasiune, carieră, hobby pentru aviație. Cei care trec de partea aceasta de școală au posibilitatea să zboare pe alte tipuri de aeronave, unele dintre ele de ultimă generație. Ca și exemplu, noi, lotul de acrobație, folosim planare MDM-1 Fox, sunt planare de ultimă generație ca și planoare de acrobație, printre cele mai bune planoare și am reușit să obținem rezultate foarte bune la campionatul mondial. Costurile pentru sportul acesta al aviației, sport de planorist sau parașutist, sunt costuri relativ mari pentru dacă le comparăm cu alte sporturi pe care noi le practicăm. Începând de la prețul unei aeronave, poate ajunge la câteva sute de mii de euro, dacă ne referim la avioanele extra 330 pe care le folosește echipa României de acrobație cu avionul, unde inclusiv piloții care încep de la Baia Mare pot să ajungă, sunt aeronave care ajung la ușor către o valoare de 300-400 de mii de euro. Norocul celor care încep în aeroclub este că pot fi promovați și susținuți în așa fel încât să folosească această tehnică care este scumpă, inclusiv ora de zbor. Vorbim de costuri mari, o oră de zbor poate fi să înceapă de la 100 de euro să ajungă până la 600-700 de euro ora de zbor. Piloții pe care noi îi pregătim, un curs pentru cei care își doresc să zboare este pentru planor aproximativ 1900 de euro pentru a învăța să zboare. Cei care își doresc să facă un curs. Dat fiind că Aeroclubul suportă în întregime costurile cu aeronavele și cu pregătirea piloților ce merg la concurs, eu zic că este o mare realizare și evident, că noi ne bucură foarte mult că avem acest suport pe care probabil că alte țări și le-ar dori să reușească să-l ofere sportivilor lor. Bun, să nu uitați să-mi spuneți de acele locuri unde
aerocluburi unde se întrețin și aeronavele, dar înainte de asta vreau să-mi spuneți, mass media și alte medii de promovare și marketing rulează miliarde de dolari pentru a promova competițiile în sporturi precum fotbalul, tenisul de câmp, automobilismul, inclusiv sporturile dure de contact, gen ca K1. Fără să dăm nume de firme, dacă sunt și firme interesate, vrem să știm cine sunt sponsorii sau promotorii implicați în aceste sporturi? Că sunt sporturi spectaculoase. Și dacă se investește totuși în acest domeniu și în România, și vedem și câteva imagini de la înălțime din nou, este din cursul unui... Sunt ore. Imagini filmate, cum vă spunea din nou colegul meu, Octav, orice emisiune pe care noi o facem, o analizăm și înainte de zbor, și după zbor. La sol se află tot timpul cel puțin un arbitru sau un antrenor de lot care urmărește evoluția făcută de către pilot. Un alt element de siguranță pe care le facem, tot timpul trebuie să avem o legătură radio bilaterală între sol și aeronavă. În cazul în care cei de la sol observă că pilotul nu a executat cum trebuie o manevră, îi se spune în timp real ce are de făcut sau efectiv să se oprească. Venim la sol, discutăm exact ce e de făcut, în așa fel încât fiecare zbor să iasă, să scoate maximul din fiecare misiune pe care noi o facem. Aici este un zbor acrobatic în care am întors planul pe spate, coborâm pe vertical, ajungem la o viteză de aproape 280 de km pe oră, ne oprim, răsucim, facem opriri, acesta este un tonou lent, aeronava care zbor este un IR-35 Acro, capabil de manevre foarte rapide, de data aceasta trebuie să facem un tonou pe distanță de aproape un kilometru, să faci răsucirea de pe față, pe spate și înapoi pe față, să parcurgi aproape o distanță de un kilometru. O manevră destul de grea și trebuie să ai foarte multă răbdare ca să iasă bine. Da. În timpul acestor manevre, piloții resimt factorul de deplasare de până la 6-7G și trebuie să-și mențină gândirea și luciditatea în timpul zborului. Revenim la restul întrebării despre promotorii implicați în aceste sporturi și dacă se investește. Din păcate, în România nu se investește așa mult în aviația sportivă de sponsor pentru că nu a devenit încă așa populară. Poate cultura, poate deschiderea oamenilor, nu știu de ce exact nu este interes. Spuneți-mi o țară care investește mai mult în acest sport. O țară care investește mai mult sau în acest sport. Polonia, Germania, Anglia investește foarte mult. Partea asta, Franța, mai ales la nivel acrobatic. Sunt chiar se investește, sponsorizează, sunt airshow-uri, sunt pregătiri. Sunt cumva țările mai vestice au cultura asta și o deschidere. Deci ei și investesc, neavând nici facilități gratis, nu prea încotro. Practicarea oricărui sport implică și riscuri, că vrem, că nu vrem, există riscuri. Ce ne spuneți despre toate aceste riscuri la care se expun piloții care practică planurism? Cât este de sigur un asemenea zbor? Spuneați că da, pilotul face totul. Și dacă au loc dese accidente ale acestor sportivi? Și ce fel de accidente? Ca și orice lucru, inclusiv dacă ieșim din casă, deja ne expunem anumitor riscuri. Este recunoscut în momentul de față în lume că aviația este una dintre cele mai sigure mijloace de transport. Acest lucru este datorat atenției, așa cum am spus, pe care piloții și inginerii care lucrează în aviație îl dau pentru construirea unei aeronave, pentru pregătirea piloților. Dacă luăm în calcul pregătirea unui șofer și pregătirea unui pilot, se pune mult mai mult accent pe pregătirea unui pilot, în așa fel încât să facă misiunea pe care trebuie și pentru a rezolva situațiile speciale. Adică în decursul la 100 de ani de aviație am cam văzut foarte multe lucruri și încercăm să pregătim fiecare pilot în așa fel încât dacă s-ar afla într-o situație speciale, să știe exact ce are de făcut în acel moment. Ca orice domeniu pe care aviația îl acoperă, încercăm tot timpul să avem o cale de backup. Adică orice sistem are un sistem
redundant sau cel puțin unul sau două sau chiar trei la avioanele comerciale, sunt două, trei sisteme care preiau în cazul în care apare o defecțiune. La fel și la aceste aeronavele sunt gândite în așa fel încât să reziste la aproape orice situație specială care poate apărea, având o rezistență a materialului pe care le folosește. În cazul în care totuși există o situație care nu a fost prevăzută, s-a întâmplat ceva, piloții sunt echipați inclusiv cu parașute de salvare, așa fel încât dacă este necesar, ei pot să părăsească aeronava, această parașută de salvare, de exemplu, se deschide în 60 de metri. Că aproape în orice situație ai fi, poți să părăsești aeronava și să fii tot timpul în siguranță, în cazul în care, nu știu, a ajuns într-o situație în care nu mai poate să recupereze aeronava. Situațiile deosebite sunt foarte rare, adică vorbim probabil că un incident la, nu știu, un milion de zboruri, ceva genul ăsta. La Baia Mare nu am avut niciun fel de accident sau incident grav vreodată de când se zboară cu planorul la Baia Mare. La fel în aeroclubul... Dar este bine dotat clubul? Dotarea aeroclubului este cam la fel peste tot în țară. Adică avem aceleași echipamente pe care le are și aeroclubul București, aeroclubul Brașov, până la urmă, pentru nivelul de pregătire. După ce trec de această etapă, adică oamenii pe care noi considerăm că sunt mult mai... au trecut de nivelul pe care noi putem să-l oferim ca și aeronave, ei sunt îndrumați de către antrenorii de loturi, unde zboară cu aeronave de ultimă generație. Cele mai bune aeronave și la acrobație, și la distanță, zborurile de distanță, și la zborurile de acrobație cu avion, unde zburăm cu avioane, cele mai bune avioane din lume, în momentul de față. Ați avut un accident? Eu personal nu, n-am avut niciodată. Nici așa un incident nici mic? Accident, nici incident minor? Absolut mic. Nici nu se pot numi incidente. Incident se rezumă deja cu un raport și chiar nu au fost. Adică mici defecțiuni tehnice sau niște cazuri, să spun așa, mai dificile, există, dar toate sunt rezolvabile, să spun așa. Mai sunt specialiști buni care repară aceste aeronave? Da, bineînțeles. Avem specialiști în România, odată cu destrămarea, dizolvarea IAR-ului Brașov, Aeroclubul România a ținut ca să avem posibilitatea să ne întreținem aeronavele și Aeroclubul a cumpărat și a achiziționat patentele pentru întreținerea acestor aeronave făcute în România. Avem două centre foarte, foarte bine dezvoltate, la Brașov și la Craiova, unde noi facem mentenanța după standardele impuse de către IASA, de către Organizația Europeană ce se ocupă cu aviația civilă. Am înțeles. Se mai pot procura și piese pentru aeronave? E ușor să le găsești? Mai sunt și aeronave mai vechi? Aeronavele, cele pe care le avem, beneficiază de piese. Sigur că da, se pot procura piese. La fel, acestea sunt făcute în anumite... Nu sunt făcute în România, sunt făcute în Polonia, sunt făcute în America, le cumpărăm, sunt mari producători care sunt și furnizori pentru România de piese de schimb, pentru planoare, avioane. De exemplu, vedem acea cupolă prin care se uită pilotul sau cockpitul care este transparent. Sunt piese făcute în Elveția, achiziționăm aparate făcute, aceste cupole sunt făcute în Elveția, aparatele de bord pe care le are aeronava sunt făcute o parte în America, o parte sunt făcute în Polonia. Da, deci avem de unde să achiziționăm piesele necesare. Vă rog să ne prezentați 5 argumente certe care să determine tinerii să se îndrepte spre planurism și, atenție, măcar 3 care să convingă și părinții, da, acolo e cel mai greu, pentru a-și lăsa copiii la acest sport. Octav? Da. Eu spun prima dată frumusețea. Efectiv, frumusețea și plăcerea zborului ar fi primul argument pentru care ar trebui să se apuce. În al doilea rând, siguranța. Pentru că, da, există niște riscuri, dar le prevenim. Adică nu este ceva ce... Și cu mașina sunt riscuri foarte... Adevărat că e mai periculos să zbori cu mașina. Spune cineva... Să zbori cu mașina foarte periculos, chiar. Spunea cineva că mașina este o bombă pe roți și practic are dreptate. Tocmai cred că și din motivul ăsta de siguranță poți să-ți obții o licență de pilot de la 16 ani, iar un permis de conducere de la 18. Atunci,
ceva trebuie să fie la mijloc, încât să își permită oamenii să dea voie la copii, practic de 16 ani, să zboare. Și trei argument, care se convingă pe părinți? Se convingă pe părinți? Trei motive. Sport, e un sport ce implică foarte mult și mental. Este implicat mental. Adică chiar ai nevoie să înveți, dacă vrei să treci de anumite etape. Și atunci îi stimulează foarte mult mai multe medii, nu numai fizic, nu numai abilitățile de coordonare. Sunt Hai să zicem dezvoltare personală, până la urmă. Și dezvoltare personală. Și responsabilitate. Adică îi responsabilizăm pe copii. Explicați-ne care sunt cele cinci argumente certe pentru tineri și trei pentru părinți. Așa cum am spus, și Octav, frumusețea zborului nu se poate compara cu absolut nimic. Adică deja la vârsta pe care am încercat foarte multe lucruri și de fiecare dată când ajung să urc la 2000 de metri, să stau la umbra unui nor și să văd lumea de sus, mi se pare că nu e nimic mai frumos decât lumea de sus de a fi văzut. Odată ce ai urcat în aer, deja începi să ai microbul de a zbura și nu te mai poți opri. Vrei tot timpul să ajungi acolo sus. Ar mai fi, odată ce ai început să înveți și ai plăcerea de zbor, odată cu aceasta vin și alte lucruri pe care le înveți. Adică învățăm foarte, un pilot învață multe lucruri. Învață să fie responsabil, să simtă pentru prima dată ce înseamnă responsabilitatea vieții lui pentru un copil de 16 ani. Așa că pentru un părinte este foarte important să vadă copilul care probabil că stătea pe tabletă până la 16 ani și dintr-o dată face un lucru pe care chiar părintele poate să gândea că el nu a avut curajul să facă acel lucru. Poate fi inclusiv o portiță pentru o viitoare carieră. Octav nu v-a spus că este și inginer în aviație, a făcut facultatea aerospațială de la București. Posibilitățile pe care un părinte, că de multe ori am avut posibilități de a performa și de angajare până la urmă. Și ce câștigă? Da. Ce face copilul meu acolo la aeroclub? Păi, în primul rând, îi oferim posibilitatea să-și petreacă timpul liber vara, într-un mediu sănătos, în care învață lucruri noi, să stea în aer liber, să învețe un sport și de ce nu să deschidem o portiță pentru o viitoare carieră într-un domeniu de succes, într-un domeniu de viitor, ca să spunem așa. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să lăsăm pe telespectatorii noștri să savureze un filmuleț de 3 minute tot de la înălțime și vă mai aștept la emisiunile noastre. Mulțumim și noi. Vă mulțumim. Vă așteptăm la zbor. Și să aveți cât mai mulți cursanți. Mulțumim. Domnilor, domnilor, aici încheie emisiunea noastră. Vă lăsăm să urmăriți aceste imagini interesante și sperăm că v-a plăcut emisiunea noastră.